Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată, din nou suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un nou invitat. Astăzi vom discuta despre România pro viață, între acțiune și implicare. Și pentru această temă am invitat-o în studiul nostru pe o prietena emisiunii noastre, o cunoscută activistă pro-viață, așa că îi spunem un bun venit domnișoare Alexandra Nadane, președintele Asociației România pentru Viață. Alexandra, bine ai revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru preocuparea, pentru deschiderea față de problematica pro-viață. Adevărat, ne bucurăm că suntem în aceeași echipă și noi, ca și tine, de altfel ne dorim ca viața să fie promovată și spunem viața de la concepție până la moarte naturală, așa că și prin activitățile acestea pe care noi le întreprindem în zona media, încercăm să dăm o mână de ajutor, ceea ce tu deja faci împreună cu colegii tăi, atât în activitatea de promovare a politicilor, a culturii pro-viață în România și bineînțeles și a evenimentelor pe care tu, ca organizator, le faci de foarte mulți ani în țara noastră. Alexandra, e ceva vreme de când am mai discutat, nu mai știm așa decât foarte puțin ce s-a mai întâmplat în zona aceasta. Anul 2020 a fost un an atipic, un an dificil pentru toată lumea și în zona pro-viață au fost câteva schimbări. În primul rând ne-a lipsit Marșul pentru Viață în formatul pe care obișnuiam să-l avem în fiecare an, șirul acela de evenimente, peste 600 de orașe, parcă a fost ultima dată, care s-au angrenat în acest frumos eveniment. Apoi, tot ce a însemnat săptămâna pro-viață, cu ateliere, cu tot felul de activități, lucruri pe care noi de obicei le discutam, le analizam și chiar participam la ele. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat de anul trecut, de când împreună cu tine, împreună cu colegii tăi, am asistat, să spunem așa, la o mică stagnare din activitatea publică, dar sunt sigur că, de fapt, în spate, activitatea voastră, a Asociației România pentru Viață, a celorlalte activități de consiliere s-au dus așa, fără poate să fie foarte vizibile. Ce s-a mai întâmplat în anul trecut? Marșul pentru Viață 2020 s-a mutat în mediul online după apariția acelor restricții privind pandemia de coronavirus. Practic, în 8 martie 2020 am aflat că se impun anumite restricții și că nu vor mai fi organizate evenimente publice. Nu știa, era perioada de început a pandemiei, nimeni nu știa cum vor evolua lucrurile. Era deja începută Luna pentru Viață, o parte din activități fuseseră deja organizate în plan fizic și atunci împreună cu Asociația Studenți pentru Viață am luat această decizie de a întâi de a reprograma Marșul pentru Viață în 17 mai, pentru că nu știam cum vor evolua restricțiile, iar Luna pentru Viață s-a prelungit practic până în ziua Marșului pentru Viață. Toate activitățile au fost mutate în mediul online, s-a făcut inclusiv o întâlnire internațională dedicată tinerilor pro-viață, au fost multe ateliere, multe webinarii, multe întâlniri și eu cred că a fost și această oportunitate, pentru că la Marșul pentru Viață au participat români de pe aproape, cred că, toate continentele. Și lucrul acesta ne-a bucurat foarte mult. A fost inclusiv o leapșă pro-viață lansată de cu prietena mea, Eliza Maria Cloțea, care a fost președinte al Asociației Studenți pentru Viață și care a ajuns la foarte mulți tineri din foarte multe locuri și au transmis mesajul mai departe și mi se pare că implicarea aceasta online s-a dezvoltat. E adevărat că ne lipsește întâlnirea și interacțiunea fizică, însă putem face o misiune și o implicare extraordinară ajungând la inimile celorlalți chiar și în mediul online. În cele din urmă, Marș pentru Viață nu a putut fi organizat fizic, s-a mutat online, ne-am bucurat împreună de prezența, de mărturiile celor care au vorbit de data aceasta nu de pe scenă, ci din casele lor, dar mesajul, mărturiile a fost la fel de puternice și invitația la implicare la fel. Apoi a urmat ridicarea stării de urgență
Și atunci e o nouă perspectivă pentru noi. De ce? Pentru că la Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei, la sfârșitul anului 2019 era un număr destul de mare de cazuri, de solicitări de crize de sarcină și colegii deja erau discuții dacă mai vin două cazuri, dacă mai vin cinci cazuri, noi nu mai avem cum să-i preluăm personalul, cei care făceau consilieră și asistent social nu mai aveau spațiu în program. Și atunci a fost o discuție și cu oameni cu experiență și cu autorități și s-a ajuns la concluzia că există două variante. Fie facem liste de așteptare, fie deschidem un nou centru. Și am stat, ne-a sfătuit, e imposibil cu femeile în criză de sarcină să faci listă de așteptare, pentru că unele dintre ele sunt o singură dată, au o singură dată îndrăznesc să ceară ajutor și dacă nu ești deschis, nu răspunde cineva la telefon, nu le prea cineva, atunci e posibil să ratezi șansa de a sprijini acea femeie în criză de sarcină și de a se naște acel copil. Și atunci am zis, este exclus ideea aceasta cu lista de așteptare, trebuie să deschidem un nou centru. Și treptat, așa, fără a spune public, ne-am pregătit noi intern, am început să căutăm un spațiu potrivit în luna ianuarie, am găsit și un spațiu, pentru că sunt tot felul de reguli pe care trebuie să le îndeplinești atunci când înființezi un centru, trebuie neapărat să fie o clădire de birouri, neapărat o anumită structură a spațiului, anumit tip de amenajare, o echipă de specialiști pe care trebuie să ai acolo și de obicei procesul căutării unui spațiu durează ceva și am început să facem acest lucru. În februarie deja găsisem un spațiu potrivit, eram foarte entuziasmați, urma să semnăm în martie contractul și a venit starea de urgență și totul s-a oprit. Bineînțeles că n-am mers mai departe în acel moment, nu pentru că nu ar fi fost nevoie, nevoia era foarte mare, dar era nevoie de o campanie publică pentru a strânge fonduri necesare deschiderii centrului și atunci venit starea de urgență și nici știind exact ce se va întâmpla, am oprit totul pe loc. Bineînțeles că au fost descurajări, a fost o teamă ce se va întâmpla dacă acest spațiu va fi luat de altcineva și nu va mai fi disponibil. Vom mai găsi, având în vedere incertitudinea aceasta legată de pandemie, oameni care să ofere sprijin, să putem să deschidem un nou centru. Dar cumva aceste dileme au luat sfârșit, s-a ridicat starea de urgență, am sunat proprietarul și ca prin minune acest spațiu era liber. Cu o zi înainte solicitase o firmă să facă un studio de videocet acolo, deci iată un loc în care femeile să fie exploatate și să fie afectată viața și demnitatea lor. Proprietarul i-a refuzat și a doua zi când am sunat eu, locul era încă liber și am convenit că deschidem centru și începem. Bineînțeles, la 1 iunie a fost lansată campania Redăm Speranță pentru amândoi. Aveam nevoie de 100.000 de lei pentru deschiderea, amenajarea centrului și funcționarea pentru primele 6 luni de activitate. Erau multe dileme, nu știam dacă vom găsi sprijin, dacă cum ne vom descurca cu campania. Campania a fost organizată exclusiv în mediul online și fără vreo implicare a unei companii de publicitate sau unor experți. Le-am spus oamenilor că e mare nevoie de acest centru, am discutat despre plan, cum se vor, ce servicii va oferi, cum se vor dezvolta lucrurile și din fericire în aproximativ 40 de zile peste 300 de români din România și din diaspora, inclusiv prefericitul Părinte Patriarh, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sau prin implicarea lor s-a strâns suma necesară și am putut astfel, am semnat contractul pentru spațiu, arhitecta Alexandra Mihalciuc a lucrat la amenajare, la arhitectură și în ziua de 16 august centrul a fost și deschis publicul, am avut o perioadă zilele porților deschise, oamenii au putut să vină, să viziteze, să ne cunoască, sigur respectăm toate restricțiile cu măști, cu distanțare, cu tot ce era nevoie, cu spații dezinfectate, dar am început această muncă cu o nouă echipă și sperând să venim în ajutorul cât mai multor femei în criză de sarcină. Acesta cred că a fost evenimentul anului 2020 din punctul nostru de vedere, pentru că nevoia de centre de sprijin este acută, e o nevoie foarte mare și suntem foarte recunoscători oamenilor care au pus umărul la deschiderea acestui centru. Alexandra, pentru cei care poate nu știu ce înseamnă un centru de consiliere pentru femeile de sarcine, aș vrea, dacă se poate, în câteva cuvinte să ne spui cam ce se întâmplă într-un centru de consiliere a femeilor în criză de sarcină. Sau hai să definim puțin criza de sarcină întâi și apoi ce faceți voi practic zi de zi și ce se întâmplă într-un centru de consiliere.
Criza de sarcină poate apărea în viața oricărei femei din orice mediu social, indiferent de nivelul de educație, indiferent dacă este căsătorită sau necăsătorită, dacă mai are alți copii sau nu are alți copii. Și apare atunci când o femeie rămâne sărcinată și nu știe ce să facă. Fie are o criză legată de presiunea sau de lipsa de sprijin a partenerului, sau această criză se manifestă în relație cu familia sau în relație cu angajatorul, care poate amenință că va rămâne fără loc de muncă sau este de fapt desfințat postul, sau cu cei din jur, ce o să zică comunitatea, sau are o criză de identitate, ea nu știe cum va face față rolului de mamă sau dacă se va descurca, dacă va fi o mamă bună, apare o criză de sarcină cu aceste frământări, cu acest conflict, îmi doresc acest copil, dar ceilalți poate mă presează să fac avort sau poate acest sentiment că femeia nu are de ales. Și în aceste momente, în primul rând, e foarte important ca persoane din mediul apropiat să intervină și să sprijine. Pentru că e un proces lung până o femeie decide să apeleze la o instituție sau la un centru sau la o organizație din exterior. Prima dată vorbește cu cei din jurul ei. Și în cele mai multe cazuri care de femei în criză de sarcină care ajung la centru, de fapt acolo au fost persoane care n-au fost indiferente la nevoile și la problemele lor și le-au încurajat, le-au zis o vorbă bună, iar pe urmă le-au facilitat această legătură cu centrele. Lucruri care au stat foarte mult, ei au contribuit la salvarea unor vieți. Ei, aceste femei au multe nevoi, au nevoie mare de sprijin, în primul rând de sprijin emoțional. La nivel emoțional, psihologic, această criză de sarcină poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni, iar nevoia este atât de mare și pentru că uneori, în multe cazuri, starea femeii oscilează chiar și de la o oră la alta. De ce? Pentru că atunci când faci consiliere, încurajezi, încerci să descoperi resursele, capacitățile pe care le are și ea să-și găsească puterea de a merge mai departe, o aduci pe o linie de echilibru și peste 2 minute după ce ai terminat conversația, sună partenerul sau apare părinții sau cineva care o destabilizează complet, o descurajează, spune că nu știu, va fi incapabilă, că nu se va descurca singură, că acest copil va fi o povară, că își va distruge viața sau că va pleca partenerul de lângă ea și atunci criza reapare și e foarte important să fie alături. Ce se întâmplă în aceste centre pe foarte scurt? Sunt instituții sociale acreditate, licențiate ca servicii sociale, cu o structură de personal profesionist, există un asistent social, un psiholog și aceste centre oferă gratuit consiliere psihologică, asistență socială, sprijin material de urgență, cursuri de formare, de alăptare, de pregătire pentru naștere, de îngrijire a copilului după naștere, sprijin în găsirea unui loc de muncă, ajutor material de urgență pentru o anumită perioadă și foarte important, pentru că la noi solicită ajutor și femei în criză de sarcină care au trecut printr-un abuz, care au trecut printr-o traumă, care au fost victime ale violenței sau traficului de persoane, se oferește terapie gratuită pentru aceste situații sau consiliere pentru părinți care au pierdut un copil, care au pierdut o sarcină, pentru femei care au trecut prin trauma avortului, pentru femei care trec prin depresia postnatală. Încercăm să fim alături de toate aceste femei care solicită, sună, avem o linie de tel verde 0800 07013 la care orice femeie în criză de sarcină poate suna gratuit și poate vorbi cu un consilier și încercăm să răspundem și să sprijinim cât mai multe astfel de cazuri. Foarte important. Dar spune că este o activitate remarcabilă, o activitate pe care puțin o fac în România. Sunt câteva, să spunem, ONG-uri care fac activitatea aceasta și vreau a spune că criza de anul trecut poate, într-un fel, pentru voi a fost benefică, pentru că a fost oarecum nevoiți, forțați, datorită cerurilor de a vă extinde. Și uite că într-un an foarte, foarte dificil ați reușit să deschideți și al doilea centru, care a spune că are o activitate destul de bogată încă de la început, de cum spuneai, acele liste care erau gata să fie făcute, listele de așteptare. Și, într-adevăr, așa cum spuneai și tu, e foarte dificil pentru cineva care vine într-un moment critic. Nu știe dacă mai are șansa să mai sune a doua oară. Așa că activitatea de discuții cu consiliere, știu eu, sprijin, suport financiar sau material, da, despre care vorbea, este o urgență majoră. Trebuie să se întâmple cât mai repede. Aș spune că e o treabă excelentă, Alexandra, și vă felicit pentru tot ce faci. Ești, să spunem, cea care
stă în spatele acestor activități, coordonează aceste două centre și, cu siguranță, așa, după cum văd eu, la nevoia care este, cred că în viitor vor mai fi și altele. Și cred că și tu îți dorești lucrul acesta. Da, clar, e nevoie de cât mai multe centre și aș vrea să fac un pic o mențiune, nu să vă contrazic, dar să arăt o imagine diferită în anului trecut. Din păcate, foarte multe probleme sociale s-au complicat și s-au acutizat. Criza de sarcină în pandemie este mult mai dificilă decât criza de sarcină de dinainte de pandemie. De ce? Sunt multe persoane care au rămas fără locuri de muncă și atunci vestea că apare un copil într-o familie sau într-o relație a fost primită cu mai multă dificultate. Sunt femei însărcinate care le-a fost teamă că se vor infecta sau că vor avea anumite efecte negative din cauza pandemiei. Nivelul acesta de incertitudine, am avut inclusiv femei însărcinate cu teamă și cu gânduri de sinucidere provocate de incertitudinea aceasta, de ce se va întâmpla, de teamă. Sunt din cauza acestei incertitudini, faptul că multe femei au rămas fără locuri de muncă, din ce știm, a crescut numărul de femei exploatate sexual, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței domestice, femei care au trecut prin abuzuri și în toată această stare de instabilitate socială s-a mărit nivelul de neîncredere în instituții, în autorități, în organizații. Femeile cer mult mai greu ajutorul, se uită în jurul lor și văd că toată lumea trece prin anumite dificultăți și se gândesc că eu n-am nicio soluție, pe mine n-are cine să mă ajute, nimeni nu poate să mă înțeleagă cu adevărat. Situațiile de pericol sau de abuz în care au fost unele femei le face să nu mai aibă încredere în nimeni, să se gândească că toți cei din jurul lor vor să le facă rău și să fie mult mai reticente la dorința celorlalți de a ajuta. Sunt multe, multe situații complicate. Chiar citeam cu privire la situația aceasta a violenței și cu siguranță în ceea ce privește criza de sarcină, lucrurile stau în mod similar. Din cauza că multe femei au petrecut mai mult timp acasă cu parteneri abuzivi, nu au mai avut contextul să dea un telefon, să vorbească cu un consilier, să ceară ajutor și de multe ori persoanele care au intervenit sunt din familie sau dintre cei din jur care au observat că ceva e în neregulă acolo și au cerut ajutor. Din acest motiv, ceea ce ne dorim în următoarea perioadă și sperăm să găsim resurse și specialiști este să promovăm problematica aceasta crizei de sarcină și nevoia de sprijin către publicul larg. Pentru că oamenii obișnuiți au un rol foarte important. Atunci când văd o femeie în criză de sarcină, să faciliteze această conexiune, să o încurajeze și să ajute să beneficieze de ajutor. Deci, din punct de vedere al crizei de sarcină, totul s-a complicat. Inclusiv intervenția noastră, pentru că uneori trebuie să o faci la distanță, trebuie să o faci prin telefon, sunt femei care au anumite probleme, care au anumite afecțiuni și nu pot veni la centru sau chiar sunt infectate cu acest virus sau se tem că se vor infecta și sunt situații în care e mult mai greu de intervenit sau mi se pare că multe, multe probleme s-au acutizat și deja sprijinul trebuie să fie mai complex, mai profesionist, mai mult mai bine organizat. Foarte, foarte bună mențiunea ta. Clar, interacțiunea aceasta față către față, apoi teama aceasta de infectare cu virusul COVID-19 a dus la îngreunarea activității voastre. Dar totuși activitatea a continuat, adică ați avut un moment în care v-ați oprit sau știu eu, ați încetat? Nu, absolut deloc. În perioada stării de urgență și centrele sociale au fost considerate servicii neesențiale și a existat un protocol prin care a fost solicitată și așa au și funcționat lucrurile, centrele nu au fost deschise, însă acest lucru a fost strict pe perioada stării de urgență în care noi ne-am mutat activitatea online, am făcut consiliere telefonică, am dus alimente și ajutoare materiale de urgență la domiciliul persoanelor respective, respectând măsurile de siguranță sau am încercat să ne întâlnim cumva cu ei în aer liber, în spațiu deschis pentru a le oferi și această relație, această întâlnire față către față. În rest, centrele au funcționat continuu și am oferit întotdeauna acest mix de servicii fizic în centru și telefonic sau online pentru cele care nu au putut ajunge la centru. Cazuri sunt, solicitări sunt din ce în ce mai numeroase, probleme din ce în ce mai complicate și noi suntem acolo încercând să le sprijinim. Slavă Domnului! Vă felicit pentru activitatea voastră și, într-adevăr, știu că de rezultate.
Vorbeai puțin mai devreme de cursuri, training-uri pe care voi le organizați. Tu ești unul dintre traineri. Le făceai și în modul față către față, dar întâlnirea cu cursanții. Acum bănuiesc că majoritatea cursurilor le faci online. Cât de importantă este pregătirea aceasta? Pentru că, așa cum spuneam și în titlul emisiunii, România pro viață, România are o problemă cu cultura aceasta pro viață, da? Și statisticile și ceea ce se întâmplă acum, dacă tot ar fi atât de frumos, așa cum credem noi că ar trebui să fie în România, probabil ați avea mult mai puține cazuri. Așa că ar trebui să fie o nevoie destul de mare, nevoia aceasta a cursului, a pregătirii. Și în primul rând, a consilierii, că sunt foarte multe femei care ar avea nevoie de discuție. Mă întreb, pentru cei care doresc, care vor să se ocupe, să se adreseze, să știe cum să vorbească, cum îi ajutați voi pe cei care, într-adevăr, vor să fie utili în a se pune în slujba aceasta frumoasă a ajutorilor femeilor în criza de sarcină? În România, mișcarea pro-viață este tânără, este la început de drum, comparativ, de exemplu, cu Statele Unite, unde marile organizații pro-viață împlinesc anul acesta 50 de ani de activitate. Mă refer aici, în special, la Heartbeat International, organizația, o rețea de 2800 de centre de sprijin pentru femeile în criză de sarcină, care a fost construită și funcționează timp de 50 de ani. La noi e o mișcare tânără, este la început de drum. Nevoia aceasta de implicare e mare, e nevoie. Și noi ne dorim foarte mult o schimbare a inimilor dincolo de alte schimbări sociale, pentru că dacă oamenii înțeleg în sufletul lor că e nevoie să facă ceva și că pot face ceva pentru femeile în criză de sarcină și pentru copiii nenăscuți, atunci încep să facă acest lucru. Eu personal, și încerc să transmit asta și celorlalți, văd implicarea pro-viață pe termen lung. Adică e nevoie de oameni specializați, profesioniști, care să își dezvolte o carieră pro-viață. Poți face o carieră pro-viață și în România. Nu e utopic acest lucru, e o realitate. În America, organizațiile lucrează cu oameni foarte specializați la un nivel de management și de coordonare similar ca cu al marilor corporații. Și e nevoie să lucrăm în același stil, dedicat, serios și muncind din greu pentru ca aceste centre, aceste organizații, aceste programe să se dezvolte. Noi putem fi contactați fie pe mail comunicarea@rondromania.ro, fie pe Facebook. Numărul meu de telefon este destul de accesibil și e important ca fiecare persoană care dorește să se dedice implicării pro-viață să luăm legătura, pentru că noi încercăm în următorii ani. Adică nu ne limităm că am deschis o asociație sau că am deschis două centre. Nu. Idealul nostru este ca societate să existe cât mai multe programe de sprijin și putem împreună cu cei care vor decide să se implice așa, să dezvoltăm împreună aceste programe. De asemenea, este important de menționat că Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei a realizat un ghid în 10 pași despre cum poți înființa un centru de sprijin pentru femeile în criză de sarcină în comunitate. Și, de asemenea, trebuie menționat că noi ne-am asumat să oferim consultanță gratuită și sprijin gratuit oricărei organizații sau instituții care dorește să înființeze un centru de sprijin sau un program de sprijin. Pentru că ne-am gândit că nouă ne-a fost foarte greu la început. Nu știam multe lucruri. Multe lucruri erau necunoscute și încă sunt. În fiecare zi învățăm. Dar am zis că e important că dacă noi am trecut prin anumite dificultăți și ne-am confruntat cu ele și am găsit soluții, alții să fie sprijiniți, să nu se mai lovească de aceleași probleme și să poată deschide mult mai ușor. De exemplu, când am deschis primul centru, a durat aproximativ un an. Era o mulțime de lucruri pe care nu le știam. Eu nu veneam dintr-o zonă cu studii în asistență socială. Dar acum un centru se poate înființa în 2 luni jumate sau 3 luni, odată ce noi punem la dispoziție toate documentele, toate ghidurile, toate procedurile. Și e important ca oamenii să știe că dacă vor să facă un pas înainte în această direcție, noi suntem aici să ajutăm. Foarte bine. E bine de știut pentru cei care, într-adevăr, doresc să facă lucrul acesta, pot lua foarte ușor legătura cu tine. Există pagina web, da, unde te pot găsi. De asemenea, Facebook, sunteți foarte prezenți și în mediul online, în social media. Cu siguranță, dacă dorința există, există și posibilitatea aceasta de consultanță pe care voi o acordați. Retana, intru într-o zonă puțin mai sensibilă și cred că poate e bine pentru
binele nostru, a celor care susținem Proviața, să lămurim odată termenul acesta. Ce înseamnă până la urmă Proviața? Pentru că, uitându-se în zona publică, de câte ori și voi, organizațiile care au clar ca obiectiv tot ce înseamnă măsurile acestea Proviață, sunt asimilate de media și de alte organizații cu sintagma anti-avort. Știu că există o diferență majoră între pro-viață și anti-avort. Cred că este foarte ok ca odată pentru totdeauna să se înțeleagă, cel puțin în România, diferența între cele două sintagme, pro-viață și pro-avort. Pentru că a spune că este incorrect ca niște activități, niște eforturi pe care voi le faceți să fie asimilate cu acțiuni politice, cu chestii care au de a face cu alte activități, care, bineînțeles, nu sunt specifice mișcărilor pro-viață. Pro-viață înseamnă a fi pro-femeie, pentru că ne dorim din tot sufletul să sprijinim femeile în crize de sarcină, ne dorim ca ele să simtă ajutorul celorlalți, să simtă dragostea și solidaritatea oamenilor din jurul lor. Pro-viață înseamnă pro-dragoste, pentru că a susține în același timp femeia în criză de sarcină, binele ei și binele copilului înseamnă a avea dragoste și a iubi pe amândoi. Pro-viață înseamnă pro-știință, pentru că cele mai noi date din domeniul științific ne arată că viața unui copil începe din momentul concepției, că inima unui copil bate de la 16 zile, că de la 3 săptămâni începe să-i se formeze sistemul nervos. Toate acestea sunt realități despre viața copilor din pântecele mamei. Desigur, sintagma aceasta de pro-dragoste se referă mai ales la dragostea cu care abordăm femeile în crize de sarcină, femeile care au trecut prin trauma avortului, desigur și bărbații sau familiile care au trecut prin această durere. Atitudinea pro-viață înseamnă să nu ostracizăm în niciun moment femeia și să nu o judecăm, să nu o condamnăm pentru faptul că a trecut prin această traumă avortului sau pentru faptul că este într-o criză de sarcină, ci să o sprijinim și să fim alături de ea. De fiecare dată, în fiecare an la Marșul pentru Viață, reluăm această mențiune foarte clară că Asociația România pentru Viață, organizațiile, Marșul pentru Viață nu militează și nu solicită interzicerea avortului. De asemenea, în fiecare comunicat al Marșului pentru Viață este menționat că activitățile pe care le organizăm sunt apolitice și neconfesionale. De fiecare dată la Marșul pentru Viață au fost invitate toate confesiunile. Scrisorile pe care noi le trimitem în fiecare an, se trimite o invitație către toți membrii Parlamentului. Această invitație și propunerile care sunt menționate acolo, propuneri pro-viață, sunt trimise către toți membrii Parlamentului României, indiferent de culoarea politică, indiferent de poziționarea lor ideologică. Așadar, Marșul pentru Viață și toate activitățile sunt apolitice și aceste lucruri trebuie cunoscute, trebuie știute că noi suntem deschiși către toți cei care vor să pună umărul la această implicare pro-viață. De exemplu, Statele Unite există și organizații de secular, oameni seculari pentru viață sau atei pentru viață, care se simt, pentru că, până la urmă, a fi pro-viață, a fi conștient de modul în care se dezvoltă un copil, de realitatea crizei de sarcină, este dincolo de modul în care ne poziționăm. Și de multe ori eu chiar adresez acest apel și celor care susțin avortul. Această idee cunoscută, haideți, dincolo de dezbaterea pro-viață, pro-avort, să discutăm despre cum putem să sprijinim în mod real femeile în crize de sarcină. Pentru că știm cu toții, vedem că femeile se confruntă cu anumite probleme și au nevoie de ajutor și această nevoie poate fi acoperită doar printr-un efort comun. Tema Marșului pentru Viață din acest an, din 2021, este Uniți pentru Viață și o chemare, o invitație adresată tuturor românilor, atât din România cât și din diaspora, ca să se unească într-o atitudine de dragoste față de femeile în criză de sarcină și față de copiii nenăscuți și să creeze instrumente de sprijin, să fie recunoscători pentru darul vieții și să putem ajunge în România, să ne putem bucura de o cultură pro-viață peste 50 de ani. Excelent! Foarte bine spus! Am dorit ca și în România să există o cultură pro-viață, activități care într-adevăr să ducă la promovarea vieții și ceea ce s-a întâmplat până acum, numărul acesta imens de avorturi să nu mai fie, adică să vedem o scădere dramatică a tot ce înseamnă întreruperile de sarcină. Alătând a menționat de Marșul pentru Viață, suntem deja în 2021, se prevede deja un an
dificil. Care sunt planurile pentru viitor? Hai să începem cu Marșul pentru Viață întâi. Marșul pentru Viață anul acesta se va desfășura exclusiv în mediul online pe data de 27 martie. Tema din acest an este Uniți pentru Viață, o chemare de a ne implica din nou, de a restaura comunitățile locale, de a ne asuma responsabilitatea, de a ne implica fiecare acolo unde suntem. Comunicatul Marșului pentru Viață conține și un apel către cei care sunt profesioniști și își pot dedica talentele și le pot pune în slujba vieții. În perioada 1-31 martie se va desfășura Luna pentru Viață. Aici activitățile se vor organiza atât online cât și fizic, în localitățile unde legislația și restricțiile permit întâlnirii astfel de întâlniri și astfel de evenimente și sperăm ca un număr cât mai mare de instituții, de organizații din toate locurile din țară, de toate confesiunile să se implice și să creeze activități. Pot fi organizate activități educative, activități sportive, activități culturale, lansări de carte, proiecții de film, ateliere, chiar și în mediul online. De ce? Pentru că prin aceste activități organizate în comunități, mesajul pro-viață ajunge la oamenii din comunitatea respectivă. Ei văd, află, vorbesc între ei și ușor-ușor înțeleg nevoia aceasta de implicare și de sprijin și se schimbă ceva în inima lor. Întotdeauna miza lucrurilor pe care le facem este schimbarea inimilor, pentru că doar dacă oamenii, inimile oamenilor se schimbă, ei înțeleg prin curaj și fac alegeri bune, aleg viața și decid să se implice în ajutorul celorlalți. Exact, foarte frumos ai spus, schimbarea inimii, sensibilizării oamenilor. Deci, practic, foarte bine ai zis, schimbarea inimilor oamenilor, pentru că indiferent dacă ai o legislație, să spunem, hai să o spun foarte dur, anti-avort, practic, care interzice avortul, până la urmă oamenii au demonstrat că pot face avortul ilegal, așa cum s-a întâmplat și în perioada comunistă. Deci, până la urmă, problema nu este a statului care reglementează întreruperile de sarcină, ci a inimii omului. Omul care el decide să ucide sau să nu ucide, până la urmă. Și a lipsei de sprijin. Atâta timp cât e o lipsă acută de sprijin pentru femeile în criză de sarcină în societate, aceasta e o realitate în care fiecare dintre noi avem o parte de responsabilitate. Adică dacă o femeie este în criză de sarcină și ea nu se simte sprijinită, înseamnă că cei din jurul ei și societatea nu a creat un mediu în care ea să se simtă bine primită alături de copilul ei. Și este de datoria noastră, ca în următorii 10 de ani, să creăm instrumente de sprijin și să creăm, să construim o lume pentru viață, o lume în care aceste femei să fie sprijinite și încurajate, o lume în care diferiți oameni profesioniști în anumite domenii să-și poată practica meseria în conformitate cu convingerile lor, o lume în care medicii, educatorii, profesorii să sprijine viața și fiecare om până la urmă să facă ceva acolo unde este. Hai să vorbim puțin și despre cursurile pe care le plănuiești anul acesta. Nu știu dacă veți organiza vreo tabără de training sau ceva, dacă măcar spre sfârșitul anului, nu știu cum vor evolua lucrurile, dar cel puțin la nivelul de planuri, să zic așa, la ceea ce te gândești că ai vrea să faci sau nevoile pe care le vezi tu în anul acesta, la ce te-ai gândit și la partea aceasta de pregătire? Special pentru luna martie pregătim trei evenimente importante. Este vorba de un congres al tinerilor pro viață, un congres internațional. Anul trecut a fost o întâlnire organizată într-o formă restrânsă, dar și cu invitații în spațiu internațional din Statele Unite, din Europa. Anul acesta sperăm să existe invitați și să fie organizat într-o formă mai mare. De ce e important? E important ca tinerii care au convingeri similare să se întâlnească, să se discute, să învețe unii de la alții și să poată duce mesajul acesta pro-viață mai departe în comunitățile lor. De asemenea, Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei va organiza o conferință națională despre criza de sarcină în pandemie, în care va invita centrele, organizațiile care oferă sprijin să discute despre problemele care sunt în această perioadă legate de criza de sarcină, despre modalități de a le depăși, despre cum pot fi sprijinite femeile aflate în criză de sarcină să depășească aceste nevoi specifice pandemiei, despre ce pot face mai bine, cum își pot mări prezența în spațiu public și se va lansa în curând un apel în care
Vom solicita și altora dacă vor să prezinte, să vorbească despre această problematică și nădăjduim, sperăm foarte mult să existe și o conferință dedicată părinților care au copii cu dizabilități. Sunt din ce în ce mai mulți părinți în România care primesc vestea aceasta a probabilității de a avea un copil care să se nască cu un anumit diagnostic, o anumită afecțiune și nu primesc niciun sprijin, doar presiuni și ideea că e neapărat să fac avort, să renunțe la copil pentru că s-ar putea naște cu această dizabilitate. Și e foarte important ca părinții care sunt în aceste situații să intre într-o relație, deocamdată nu există o rețea, dar să intre într-o relație cu părinți care au trecut prin aceste probleme, care au copii, care cresc, care sunt bine și să găsească cumva sprijin și resurse pentru a putea depăși criza de sarcină în aceste situații. Și sigur, în funcție de cum vor evalua lucrurile, vom merge înainte și cu alte materiale educative. Deja este cunoscut proiectul Discută probleme de familie cu Lavinia Stan. Sunt întâlniri periodice organizate odată la 2 săptămâni de România pentru viață cu Lavinia, care e mama 6 copii, e coach parental, o femeie care a trecut prin foarte multe și scopul acestor întâlniri e să ajute părinții și mamele să depășească anumite dificultăți în familie, în relația cu copiii și e de mare ajutor multor părinți. Cu siguranță toate aceste activități necesită un efort, bineînțeles, o mulțime de persoane, voluntari, oameni care fac tot felul de lucruri, cei care pregătesc aceste marșuri, cursurile, plus nu mai vorbesc de consilieri și alte persoane care, într-adevăr, ajută într-un mod sau altul activitățile voastre. Aș dori să vorbim puțin de resursele pe care voi le aveți și, bineînțeles, de cele pe care le aveți nevoie în continuare. Noi știm că orice lucrare frumoasă se face cu oameni, cu bani și cu, bineînțeles, cu ajutorul din partea lui Dumnezeu, da? Trebuie să aveți chemarea aceasta. Eu cred că chemarea pe care o aveți din partea lui Dumnezeu este extraordinară și o duceți cu succes la capăt. Dar fiind în zona aceasta a nevoilor, te rog să te simți foarte liberă și să ne spui care sunt nevoile voastre. De ce? Spun asta pentru că dorim și noi măcar prin vocea noastră să contribuim la conștientizarea celor care ne urmăresc, că până la urmă promovarea vieții, susținerea femeii în criză de sarcină, activitățile acestea de pregătirea marșului și tot ce înseamnă activitățile astea conexe, da? Necesită sprijin și așa cum voi oferi sprijin, și voi aveți nevoie de sprijin. Așa că, te rog, fără nicio ezitare, spune-ne care ar fi nevoile voastre pentru a putea continua și, bineînțeles, de ce nu extinde. M-a făcut un pic să râd când ați spus toată aceea enumerație de la început. În realitate sunt oameni care ne privesc din exterior și se gândesc că e o armată de oameni în spatele acestor lucruri, dar suntem o mână de oameni, puțini, și aflați la început de drum și dorim, sigur, să extindem cât putem de mult activitățile în următorii ani, însă prioritar va fi să găsim oameni profesioniști, bine pregătiți, oameni pro viață care să se dedice sprijinirii vieții. Deci reluăm acest apel că suntem în căutare de psihologi, de asistenți sociali, de terapeuți, de manageri, de coordonatori, de specialiști în comunicare, de specialiști în marketing, în fundraising, de medici ginecologi cu care să colaborăm, pentru că fără oameni e greu să construim în continuare. Am ajuns într-un punct, există o echipă care e mică și fragilă în anumite momente, dar ca să continuăm, ca să extindem serviciile și programele, avem nevoie de oameni competenți și bine pregătiți ca să se alăture. Și, desigur, există și această parte foarte importantă a resurselor, pentru că și centrele și toate activitățile, ca să funcționeze, funcționează într-un spațiu cu anumiți specialiști care și ei trebuie plătiți, indiferent, ei au o dorință foarte bună și în centru niciodată nu am solicitat unui coleg să facă ceva, poate uneori în afara programului și să zică nu, dar fiecare are familie, are anumite costuri și când muncești uneori mai mult de 8 ore pe zi, trebuie să ai o sursă de întreținere. Și e nevoie de toate aceste resurse. Cea mai mare nevoie e acum, acută, pentru care nu avem resurse, e nevoie de a elabora materiale educaționale, de a
realiza anumite clipuri cu mărturii despre femeile în crize de sarcină, de a filma în mod profesionist niște materiale care să fie promovate, să investim în partea aceasta de publicitate. Nu este o chestiune de profit sau de marketing sau de a ne lăuda noi cu ceva, ci ajutorul pe care reușim să-l oferim depinde cumva sau este într-o strânsă legătură și de numărul de persoane la care ajunge mesajul despre existența acestor centre. Și acestea sunt două dintre nevoi, partea de oameni pregătiți și partea de resurse financiare. Desigur, și voluntariatul este bine primit, sunt tot felul de evenimente și activități pe care le organizăm și voluntarii ajută foarte mult. E și componenta aceasta administrativă de bucătărie internă pe care e bine când avem persoane care să ne sprijine în realizarea ei. Și desigur e și partea aceasta, de exemplu, pe noi ne ajută foarte mult să ajutăm femeile în crize de sarcină atunci când la aceste două centre vin persoane care donează scutece, produse de îngrijire a copilului și tot felul de materiale pentru mamă sau copil care sunt utile. Și asta sunt niște nevoi curente, deci în fiecare zi dacă vine cineva sunt binevenit. Scutece se consumă continuu pentru că noi oferim acest sprijin 3-6 luni, vă dați seama câte scutece consumă un copil în 6 luni. E nevoie de ele și e un flux continuu și suntem foarte recunoscători celor care ne ajută să putem să ajutăm și noi mai departe. O activitate care, cum să spun, necesită foarte multă dedicare, ceea ce faceți voi, bineînțeles, necesită și foarte multă pregătire, aș spune eu, profesională. Și vreau să discut puțin și de tema aceasta. Care este profilul oamenilor din punct de vedere profesional pe care voi îl căutați? Pe lângă voluntarii aceia pe care îi aveți și pe care îi pregătiți. De obicei, voluntarii sunt oameni care vin să dea o mână de ajutor și atunci voi aveți grijă ca ei să primească tot ce au nevoie ca să poată să își ducă activitatea la care s-a oferit să dea o mână de ajutor. Dar vorbim despre cei profesioniști. În zona aceasta a consilierii, a crizei de sarcină, care sunt oamenii, într-adevăr, cheie, care, într-adevăr, facă misiunea voastră să fie dusă la îndeplinire cu succes? Un centru social licențiat, în cazul nostru un centru de sprijin, nu poate funcționa fără un asistent social, care are aviz de exercitare a profesiei, acesta este nivelul minim, apoi, sigur, poate continua cu drept de liberă practică și o experiență mult mai mare. E nevoie de un psiholog sau de un psihoterapeut și acestea sunt oamenii, să zicem așa, cheie în contact direct cu femeile în criză de sarcină. Dar noi vrem să extindem proiectele pe mai multe paliere. Ne-ar fi de mare ajutor să cunoaștem măcar un ginecolog cu convingeri pro-viață care își dorește să practice sau poate care a făcut avortul și îi se pare că nu are un loc unde să profeseze fără să facă chestiunea asta, poate într-un loc în care este presat, să zicem așa, de context. Și ne-am dorit foarte mult ca în următoarea perioadă să întâlnim un medic ginecolog pentru a porni un nou proiect de sprijin pentru femeile în criză de sarcină. Dar și alții specialiști, alți profesioniști sunt importanți, pentru că, spuneam și mai devreme, e foarte important, București e un oraș mare, nu este așa de simplu să te faci cunoscut. E important să noi postăm pe paginile centrelor, postăm mărturii, încercăm să fim prezenți pe rețelele de socializare, dar centrele astea trebuie să ajungă atât de cunoscute încât orice persoană din București să știe că există și că poate beneficia de ajutor. Ori avem mult de muncă până acolo și acest pas, aceste demersuri se fac cu oameni specializați, cu oameni pregătiți și, desigur, cu resurse. Și partea aceasta de strângere de fonduri. Activitățile noastre sunt susținute exclusiv pe bază de donații și un efort permanent de a găsi oameni care să sprijine pentru a reuși să mergem mai departe. Nu avem acum un specialist dedicat care să se ocupe de partea aceasta. Cumva încercăm să împărțim între noi și aceste responsabilități. La fel, e nevoie de oameni cu abilități în partea aceasta de coordonare, pentru că nu oricine poate să coordoneze alți oameni, poate să managereze diferite activități și e foarte bine, e de foarte mare ajutor când apare un om cu capacitate de coordonare, pentru că poți să mai extinzi ceva nou. Practic, dacă ar fi posibil, ar mai trebui o a doua Alexandra Nadane. Asta nu e imposibil, știu. Cunoaștem aspectul acesta când e nevoie de oameni care să pună piciorul în prax, să acționeze, să coordoneze. E o acțiune dificilă care generează pe lângă
problemele acestea de servici și un stres anume. Eu sunt convinsă că există astfel de oameni, doar că noi încă n-am ajuns la ei sau ei încă nu știu că existăm sau că există aceste nevoi, de aceea am zis să spun explicit, să știe că aici e un spațiu unde pot dezvolta. Foarte bine. Dacă e cineva care ne urmărește și dorește să se implice, poate lua, așa cum am spus și mai devreme, legătura cu tine. Foarte simplu și, bineînțeles, voi în tot conglomeratul acesta al activităților puteți găsi fiecare un loc unde să fie util. Alexandra, ne apropiem de încheiere și înainte de a face lucrul acesta aș vrea să mai discutăm puțin și despre procesul acesta de conștientizare. Vorbim despre cultura aceasta de care România are nevoie, de cultura proviață, da? Și unul din spațiile, a spune eu, cele mai propice conștientizării măsurilor proviață, activităților proviață, este, bineînțeles, zona bisericească. Și hai să luăm așa, vorbim, fiecare biserică poate organiza din când în când, indiferent de confesiune, la nivelul comunităților, parohiei, comunității locale, da, întâlniri la care să cheme un specialist. Și aici vorbesc despre tine sau, știu, un consilier, un psiholog din zona aceasta de proviață, care să le vorbească, care să le explice. De ce spun lucrul acesta? Cu siguranță cineva știe pe cineva. Spuneai foarte bine în timpul emisiunii că de obicei femeile care ajung în criză de sarcine au tendința de a evita să pună mâna pe telefon, au o jenă, le teamă, sunt constrânse, sunt mulți factori care împiedică o femeie să ceară ajutor. Și atunci sunt persoane apropiate sau colegi sau știu chiar din membrii familiei care pot observa și, bineînțeles, face pasul către un centru de consiliere. Dacă aceea persoană nu știe, nu are habar că există în București două centre care lucrează din plin și fac o lucrare extraordinară în domeniul acesta, practic, o persoană este lipsită de ajutor. Și mă gândeam că poate cel mai bine pentru activitatea aceasta de promovare a activității voastre. Bineînțeles, atunci când faci promovare, eu sunt sigur că vă dă și mai mult de lucru. Promovarea are și efectul acesta. Promovăm, dar... Nu este absolut nicio problemă. Noi dorim să lucrăm cât mai mult și din greu, și am spus lucrul acesta pentru a ajuta cât mai multe femei în criză de sarcină și pentru a dezvolta aceste proiecte. Și da, aș vrea să menționez două lucruri. În primul rând că în luna pentru viață, în luna martie, invitația de a organiza activități locale pro viață cu prezența unor specialiști sau în absența lor, că până la urmă se poate face și o discuție între cei prezenți, o proiecție de film, sunt materiale informative pe internet, se pot face și ateliere de pancarte, ateliere de desene pro viață, un context în care se invite o femeie care a trecut prin criza de sarcină să spună mărturia ei. Nu e neapărat să fie un specialist în persoană, dar e important să deschizi o ușă și să creezi o punte între cei din comunitatea locală astfel încât să discute de acest context. Însă și pentru cei care doresc, noi oferim și partea aceasta de training-uri, de webinarii, de seminarii, de prezentări, de formare a celor care doresc să se implice în activități pro-viață în mod gratuit. Deci asta trebuie spusă, trebuie menționat. Cei care doresc, nu știu, să nu se teamă că o să cerem anumite taxe sau că o să coste și să asta să-i oprească să solicite ajutor. Nu, facem lucrurile acestea absolut gratuit. Pe unde am fost în țară și în anii trecuți și am ținut multe traininguri, am făcut acest lucru fără a cere vreun ban în schimb. Deci e un demers de sprijin pe care noi îl îndreptăm către comunitățile și organizațiile locale și pot solicita cu încredere această parte de traininguri. Foarte bine și acum înainte de încheiere vreau să reamintim încă o dată. Dar înainte de a face lucrul acesta, mai am o întrebare foarte importantă. Așa, din experiența ta, participând la multe evenimente, multe traininguri, când ar trebui să înceapă într-o familie educația pentru viață? Și aici mă refer, când să vorbești despre viață într-o familie? De la ce nivel o persoană ar trebui să înceapă educația aceasta pentru viață? Dacă vorbim de o familie care se formează, discuțiile, după părerea mea, ar trebui să existe. E mare nevoie ca tinerii care se căsătoresc să beneficieze de o formă de consiliere premaritală. Pentru că familia din zilele noastre vine cu foarte multe provocări și există o tendință de aceasta a societății către axarea pe relații intime înainte de căsătorie,
Și atunci, cumva, tinerii nu mai pot fi atenți la lucrurile importante, la responsabilități, la valorile pe care putea uni, la ce-și doresc să construiască pe parcursul căsătoriei sau a familiei. Și e nevoie întotdeauna de o persoană bine pregătită care să-i pregătească pentru viața de familie și să-i ajute să le ofere acest context, să aibă discuții serioase despre ce își doresc. Sunt persoane care se căsătoresc fără să știe dacă au valori comune, fără să știe dacă își doresc copii sau ce se întâmplă în momentul în care o femeie rămâne sărcinată. Sunt persoane care intră în relații fără să discute despre angajamente și atunci când apare un copil, bărbatul dă bircul fugit și spune, dar eu voiam doar pentru relații intime și atât, și atunci femeia este șocată, dar eu am crezut că vei fi lângă mine și așa mai departe. Și e important această pregătire, pentru că e nevoie de o grijă foarte mare la adolescenți, o grijă din partea părinților. Nu este ușor să crești un copil în adolescent în zilele noastre, dar valorile acestea care se transmit și fermitatea, pregătirea pentru căsătorie este foarte importantă. Și desigur, fiecare pas, fiecare proces, există o autoare de cărți pentru copii foarte bună, Veronica Iani, care a gândit aceste cărți, este o serie de cărți pregătite pentru copii, în care sunt practic și instrumente pentru părinți să îi sprijine pe aceștia să le spună, de exemplu, unor copii mici despre faptul că va veni un frățior sau o surioară pe lume, despre faptul că au adoptat un copil, despre faptul că poate să naște în familie un copil cu nevoi speciale. Sunt aceste instrumente în care, desigur, vor trebui dezvoltate în următorii ani. Deci, la orice vârstă, conform posibilității de înțelegere, conform limbajului, îi putem ajuta pe cei de jurul nostru să valorizeze darul acesta al vieții și să facă ceva frumos, benefic pentru cei din jurul lor. Și faptul că un copil, părinții, și învață un copil să se poarte frumos sau să sprijine un copil cu dizabilități din clasă, de la școală. Și acesta este o formă de a face educație pro-viață care e foarte, foarte, foarte bună. Foarte bine și îți mulțumesc pentru precizarea aceasta, pentru că, așa cum ai spus, practic, într-o familie poate începe de la orice vârstă, de la momentul în care copilul înțelege, să spunem, poate să comunice minim cu părinții și poate să înțeleagă ce înseamnă un alt copil, poate să înseamnă ce înseamnă un bebeluș, un frățior, da, o surioară, poate să deja să priceapă așa minimele cunoștințe legate de viață, de proviață. Alexandra, înainte de a încheia, te rog să reamintim telespectatorilor noștri datele de contact unde pot afla informații. Aș aminti site-ul, da, romaniapentruviata.ro, pagina de Facebook, la fel, România pentru Viață, profilul tău de Facebook este atât de cunoscut, Alexandra Nadane, se poate găsi. De asemenea, te rog să mai repeți numărul de tel verde. Numărul de tel verde al celor două centre este 0800 070 013, iar site-urile celor două centre sunt centrul alexandra.ro și centrul sfântaelena.ro. Excelent! Este nevoie să lăsăm și datele acestea, pentru că, cu siguranță, cei care vor să ia legătura cu voi, cei care vor să recomande pe cineva sau știu eu, să vă ajute și dacă doriți să faceți lucrul, vă rog frumos să o faceți, au nevoie de sprijin și, bineînțeles, și dumneavoastră veți fi părtași la misiunea aceasta nobilă, a spune, la chemarea aceasta divină pe care Alexandra o face împreună cu colegii. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandra, ne revedem cu bine în celelalte activități, ne bucurăm și noi să putem fi parte a ceea ce faceți voi, măcar cu conștientizarea aceasta pe care o facem și, la fel, și pe noi te rog să contezi și tu și colegii tăi în sprijinirea voastră ca activitate și, bineînțeles, la ceea ce a spune cu noi, pe noi Dumnezeu ne-a chemat, să ducem viața mai departe. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumim tare mult pentru invitație și pentru sprijin! Stimați prieteni, încheiem acum emisiunea aceasta. A fost o discuție extraordinară împreună cu domnișoara Alexandra Nadane, președintele Asociației România pentru Viață. Deci, de la București, vă salutăm și vă mulțumim că ați fost cu noi. Ne-ați primit și de data aceasta în casele dumneavoastră. Așa că, până data viitoare, eu vă salut și vă spun la revedere!